În această toamnă a avut loc din nou un concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct rămase libere în unitățile de învățământ. Dintre candidații din județul Argeș, doar jumătate au trecut proba scrisă. Proba scrisă a avut loc în data de 8 septembrie, în centrul de la Colegiul Național Lice Brătianu. Noi am avut vacantate un număr de 50 de posturi de director și director adjunct, mai exact 46 de posturi de director și 4 de director adjunct. S-au înscris un număr de 41 de candidați, toate dosarele au fost validate, motiv pentru care prezența dumnealor se putea face la proba scrisă. Din nefericire, la proba scrisă din cei 41 s-au prezentat doar 34 de candidați. În urma finalizării etapei de evaluare a lucrărilor scrise au promovat doar 18 dintre ei. 15 candidați nu au promovat acest examen, iar un candidat s-a retras exact în momentul evaluării lucrării scrise, motiv pentru care nu a mai fost evaluat. În perioada prevăzută în calendar au fost depuse două contestații. Știți foarte bine că este un șablon care vine pe lucrarea care este tip grilă. Au avut dreptul să facă și acest lucru. Au contestat două persoane, contestațiile au fost respinse, notele au rămas aceleași ca și în evaluarea inițială. Următoarea etapă a examenului este proba de interviu, în urma căreia se vor afla noii directori în școlile cu posturi vacante. Ne aflăm în perioada de primire a nominalizărilor membrilor în comisiile pentru evaluarea probei de interviu. Urmând să aibă loc exprimarea opțiunilor din partea tuturor celor care au reușit să promoveze proba scrisă, a celor 18 candidați, au dreptul să-și exprime mai multe opinii în mai multe unități școlare. Vom vedea care vor fi acestea. Evaluarea probei de interviu se va desfășura în perioada 22-29 septembrie. Inspectorul școlar general a precizat că fiecare director de școală trebuie să-și îndeplinească atribuțiile conform contractului de management, altfel aceștia riscă sancțiuni. Indiferent de susținerea pe care o aveți, indiferent de recomandarea pe care o aveți, indiferent de concursul pe care l-ați promovat, că avem foarte mulți cu concurs, important este să vă faceți treaba la locul dumneavoastră de muncă. Nu vine nimeni să vă rezolve problemele. Nici măcar contractul de management, după care unii sau alții, de-a lungul timpului, am observat că am mai prins directorul cu concurs, după care am observat că se pitesc. Adică din ciclu sunt director, am un contract de management, e pe 4 ani și din punctul ăsta de vedere sunt liniștit. Nu, eu vreau de la ei implicare, vreau să fie prezenți în școlile lor, să crească școlile, să se dezvolte. Niciun caz nu mă interesează că să duc să discute politică în școală. Cine face această chestiune este liber să plece. La acest moment, la nivelul municipiului Câmpul Lung, sunt 3 unități de învățământ care au director fără concurs. Este vorba despre Școala Gimnazială Oprei Orgulescu, Școala Gimnazială Cede Aricescu și Seminarul Teologic Ortodox Iustin Patriarhul.